Salutare tuturor! Primesc deseori întrebări de la investitori care vor să facă pasul către universul investițiilor la bursă și mă întreabă e momentul potrivit acum sau să mai aștept? Vezi că am citit știri că s-ar putea să vină criza, s-ar putea să scadă toate bursele. E cel mai bun moment acum Acestor investitori le răspund că există mereu oportunități la bursă, indiferent de contextul de piață, de cum s-au aliniat stelele sau ce spun diversi analiști financiari. Trebuie să știi însă cum să cauți și cum să identifici acele oportunități. Contextul de piață se poate schimba de la o lună la alta, de la un an la altul. Mi-aduc și acum aminte de anul 2021, în care aveam creșteri accelerate la bursa de valori bucurești, și peisajul bursier s-a schimbat complet acum, în anul 2022. Dar despre contextul actual de piață și cum văd eu evoluția indicelui BET în perioada următoare sau la finalul anului 2022, veți vedea imediat o prezentare. Însă, până atunci. Vreau să vă readuc aminte că am lansat un workshop de investiții, un workshop de value investing. După cum știți, sunt foarte pasionat de analiza companiilor, de identificarea acelor companii care sunt subevaluate și pe care încă investitorii nu le văd valoarea reală. Și mi-am propus să vă prezint pe larg modul în care puteți evalua companiile și cum puteți identifica companiile subevaluate prezentându-vă 5 metode de evaluare a acestor companii cu diverse template-uri, cu exemple concrete, toate într-un workshop de investiții. Găsiți mai multe detalii în descrierea acestui video sau pe site-ul Investește la Bursă la secțiunea Cursuri. Vă aștept la workshopul de investiții. Aveți și un pachet care include accesul în platforma Investește la Bursă și în comunitatea de Investește la Bursă pentru un an de zile. Vă invit să vedeți mai multe detalii pe site-ul Investește la Bursă. Am pus linkul în descrierea acestui video. Hai să vedem indicele BET la finalul anului 2022. Păi, ca să avem o idee asupra cum va putea evolua indicele BET la final de 2022, eu prefer să mă uit la companiile din componența indicelui BET, că până la urmă evoluția indicelui BET e dată de evoluția acestor companii care au o pondere în indicele BET de peste 80%. Înainte să devin, să devin investitor care se uită la rezultatele financiare, să mă bazez mai mult pe analiza fundamentală, făceam și eu tot felul de grafice, analizam indicele sau graficele companiilor pe baza analizei tehnice, trăgeam tot felul de linii, 1, 2, 3, 4, 5, pași, Elliot Wave și așa mai departe, după care am zis că cred că, mai, cred că pot să-mi fac o idee mai bună asupra evoluției unei companii dacă mă uit la rezultatele financiare și la perspectivele de viitor ale acelei companii. Și asta o să fac în continuare. Ne vom uita un pic peste evoluția pe ansamblu acestor companii, mai ales asupra sectorului energetic și sectorului bancar, pentru că, până la urmă, mare parte din ponderea indicelui BET este dată de companiile din sectorul energetic și sectorul bancar. PP o putem include încă în sectorul energetic pentru că o bună parte din deținerea FP sau din valoarea unitară a activului net FP este dată de deținerea pe care o are această companie la hidroelectrica. Așadar, avem peste 80% de indicele BET aici și Consider că partea a doua anului 2022 este strict legată de perspectivele sectorului bancar și energetic. Scăderea din ultima perioadă poate fi pusă pe seama îngrijorărilor legate de reglementarea companiilor din sectorul energetic. Până la urmă, așa cum vă spuneam, noua ordonanță de urgență va impozita ceva mai dur în nuclear electrica, hidroelectrica, chiar și componenta de producție de energie electrică pe petrom și pe RomGaz, dar nu atât de dur pe cum se estima inițial. Prima parte a anului 2022 a fost foarte bună pentru companiile din sectorul energetic. Am văzut cu toții ce rezultate a raportat Petrom, Romgaz, Nuclear Electrica, profitul record în prima parte a anului 2022. Însă, după distribuția dividendelor Petrom care a distribuit deja două dividende, RomGaz, Nuclear Electrica, motivele de creștere pe sectorul energetic par a se fi consumat momentan. Adică investitorii au strâns cumva, au văzut, au văzut cât de bine au raportat aceste companii. Partea a doua anului 2022, având în vedere cu Având în vedere această ordonanță de urgență care impozitează ceva mai dur companiile din sector energetic, e clar că nu va mai fi la fel de bună ca prima parte a anului. Va fi bună, mai bună decât anul 2021, dar nu la fel de bună cum a fost prima parte a anului. Așadar, până anul viitor, când aceste companii vor distribui din nou dividende, că vor distribui, nu e, nu e niciun secret, până anul viitor și până când se vor vedea noile rezultate, consider că motive de creștere pe companiile din sector energetic la fel de bune cum au fost creșterile din prima parte a anului nu mai sunt. Rezultatele financiare bune sunt deja cumva incluse în preț pentru majoritatea companiilor din sector energetic. În schimb, pe sectorul bancar, Prima parte a anului 2022, băncile au fost penalizate foarte, foarte dur, pentru că a fost un sentiment de teamă și aversiune față de sectorul bancar. Dacă ne uităm aici în dreapta, am atașat evoluția indicelui Stock 600 Banks, deci un indice european care înglobează evoluția a celor mai mari 600 de bănci din zona euro. Și în prima parte a anului, acest indice a scăzut cu 15%. Așadar, am avut scăderi importante pentru majoritatea băncilor listate pe piețele din Europa. Cu toate acestea, băncile listate la BVB consider că um, încă nu au incluse în preț rezultatele foarte bune raportate în prima parte a anului. Investitorii au penalizat băncile pentru că mulți dintre ei consideră Că urmează o perioadă de recesiune, s-ar putea ca rata creditelor neperformante pentru băncile din zona euro să crească, să crească într-un mod destul de alert, din cauza uh, prețurilor mai mari la energie, inflație și așa mai departe, și Banca Centrală Europeană, care și-a început să crească dobânzile, ceva mai târziu, într-adevăr, dar s-a aliniat și Banca Centrală Europeană, în sfârșit, acestei tendințe de creștere a dobânzilor și mulți investitori probabil consideră că băncile vor avea de suferit, poate nu în anul 2022, dar în 2023 sau mai încolo. Cu toate acestea, băncile listate la BVB, cel puțin în prima parte a anului 2022, au raportat rezultate foarte bune. Rata credurilor neperformante este la un minim istoric, rata de acoperire cu provizioanele este mare și foarte mare în cazul băncii Transilvania, undeva la 180% rată de acoperire cu provizioanele. Indicatorii de rentabilitate se mențin foarte bun, solvabilitatea băncilor foarte bună pentru toate cele trei bănci. Mă refer aici BRD, Banca Transilvania, Erste Bank, chiar și Patria Bank a raportat rezultate foarte bune acum la jumătatea anului. Așadar, Băncile din România par avea, cel puțin la jumătatea anului, un bilanț foarte solid și indicator financiar foarte bun. Consider că evoluția băncii Transilvania și BRD în prima parte a anului 2022, consider că această bancă a fost prea mult penalizată de piață, cu toate că a raportat niște rezultate financiare foarte bune. Cred că evoluția băncii Transilvania, cel puțin. În 2022, pare a fi o corelare cu ceea ce se întâmplă pe piețele internaționale cu băncile, așa cum v-am arătat, indicele Stocks Euro 600, banks, și nu neapărat are de-a face cu rezultatele băncii bilanțul și indicatorii băncii Transilvania. Cred că mai degrabă este o ieșire din partea fondurilor care consideră că sectorul bancar ar putea avea de suferit ceva mai târziu. Nu știu dacă se va întâmpla asta, poate ne evităm în globul de cristal, dar cel puțin, momentan, mi se pare că Banca Transilvania ar fi prea dur penalizată în această perioadă. Am și o acțiune la Banca Transilvania, nu este o recomandare de investiții, ci doar opinia mea legată de cum au evoluat acțiunile băncilor. Așadar, pe, pentru anul 2022, ca să tragem câteva concluzii, Majorarea de capital social care se va întâmpla în cazul OMV Petrom, acum în septembrie-octombrie, ar trebui să apară prospectul. Vor fi vreo 30 de zile de subscriere dacă se va, va dura atâta perioada de subscriere și probabil prin octombrie-noiembrie noile acțiuni vor intra la tranzacționare. Și mă aștept ca atunci să urmeze o perioadă de volatilitate foarte mare pe acțiunile OMV Petrom. Sunt mulți investitori care uh, au drepturile de subscriere pentru acțiunile OMV Petrom și vor uh, dori să cumpere acțiunile la 0,1 lei și ghiciți ce o să facă cu acțiunile OMV Petrom dacă prețul va rămâne pe la 0,4. Se vor vedea în portofoliu cu randamente de 400% sau cât o fi și vor fi foarte tentați să vândă acțiunile ca să marcheze profitul. Unii, într-adevăr, le vor păstra, pentru că dacă le vinzi anul viitor, ai o rată de impozitare mai mică. Unii, pe care o să-i mănânce palma, o să le vândă foarte rapid, pentru că cei în mână nu-i minciună, vorba aia. Așadar, va urma o perioadă foarte interesantă pentru OMV Petrom, care va pune presiune, consider eu, pe acțiunile indicelui, acțiunile indicelui BET. Adică, ce petrom, dacă Petrom scade și ponderea petrom în indicele BET e destul de importantă 17%, atunci și indicele BET va avea o evoluție descendentă. Companiile din sector energetic, vă spuneam, nu cred că vor avea o evoluție la fel de bună ca în prima parte a anului 2022. Sper să mă înșel, dar vom vedea. De asemenea. Rămâne de văzut dacă investitorii vor reveni la sentimente mai bune față de bănci, având în vedere rezultatele foarte bune pe care le-au raportat aceste bănci în prima parte a anului și multiplii la care se tranzacționează BRD, Banca Transilvania, Erste Bank, multiplii foarte atractivi. Legat de pe fondul proprietatea, care are cea mai mare pondere în indicele BET, nu cred că va mai distribui dividende până la finalul anului, pentru că Cash-ul pe care îl are în cont fondul proprietatea momentan nu este atât de mare, și are în perioada aceasta în desfășurare o, o acțiune de răscumpărare a propriilor acțiuni din piață. Și, având în vedere discountul foarte mare pe care îl are față de valoarea unitară activului net, cred că este mai bine să-și răscumpere acțiunile din piață decât să mai distribuie uh, dividende uh, și uh, are oferta acea, aceasta publică, nu cred că va face o ofertă publică de răscumpărare la un preț de 2,2 sau cât a fost prețul în vara acestui an. Ar fi uh, poate uh, prea costisitor și atunci probabil preferă să-și răscumpere acțiunile din piață și, și așa aduce destul de multă valoare acționarilor. Și Consider că în perioada următoare sunt mai degrabă de urmărit companiile care reușesc să-și îmbunătățească marjele de profitabilitate în această perioadă dificilă, și o să vedem imediat companii de acest tip. Așadar, având în vedere tot ce v-am spus până acum, mi-e greu să cred că indicele BET la finalul anului va ajunge la 13.000 de puncte sau 15.000 sau ceva de genul acesta. Ar trebui să urmeze o perioadă de optimism, cum n-am mai văzut. Și, având în vedere că vine iarna, prețuri mari la energie, rușii au închis robinetul la gaze, sunt atâtea îngrijorări, mi-e greu să cred că vom avea un optimism atât de mare în perioada următoare. Așadar, cred că mai degrabă vom evolua tot așa lateral. Sper să nu ne ducem mult mai mult în jos. Nu ar fi, cel puțin pe companiile din indicele BET, nu văd motive um, atât de serioase încât indicele BET să coboare uh, spre 10.000 de puncte sau ceva de genul ăsta. Adică rezultatele companiilor din sectorul energetic vor rămâne în continuare destul de solide, băncile am văzut, au raportat rezultate foarte bune, uh, nu văd motive de o scădere accelerată decât dacă se întâmplă ceva grav la nivel global, dar nici motive de optimism, cum n-am mai văzut, ca indicele B să urce către 14.000-15.000 de puncte.